Berbec, aveți așteptări prea mari pentru ziua de azi. S-ar putea ca dezamăgirile să vă împiedice să duceți la bun sfârșit sarcinile. Nu mai luați în seamă ceea ce se vorbește în jur. Taur, trebuie să ajungeți la un echilibru. Starea de nervozitate și frustrare nu vă face bine. Fiți atenți cum vă comportați cu cei din jur. Gemeni, veselia își face loc în viața voastră, stați mai mult în preajma colegilor care au simțul umorului. Dacă aveți mult de lucru, nu uitați să optați și pentru pauze, care sunt binevenite pentru a nu o lua razna. Rac, petreceți mai mult timp cu familia, căutați o modalitate prin care să îmbunătățiți comunicarea cu partenerul, aveți mai multă grijă la responsabilitățile de serviciu. Leu, este o zi în care puteți să vă gândiți la viitor, e bine să visați la ceea ce ați putea face, nu vă desprindeți total de realitate. Fecioară, din punct de vedere fizic nu vă simțiți extraordinar, poate ar trebui să mai mergeți pe la medic, dispoziția proastă pe care o aveți ar putea fi și din această cauză. Balanță, aveți o mare capacitate de anticipare care vă ajută să evitați anumite momente dificile. Se anunță o zi extrem de încărcată și complexă. Abordați lucrurile calm și cu responsabilitate. Scorpion, se pare că v-ați trezit cu fața la cearșaf. Nimic nu vă place, nimic nu vă mulțumește. Dispoziția vi se schimbă rapid și cu asta împrăștiați lumea din jur. Săgetător, bucurați-vă de viață și uitați de toate necazurile, căutați liniște alături de persoanele care vă fac să vă simțiți bine. Reușiți să găsiți inspirație alături de oameni creativi. Capricorn, e posibil să vă confruntați cu mai multe situații neașteptate, nu vă lăsați pradă sentimentelor, fiți atenți la finanțe. Vărsător, astăzi vă veți exterioriza emoțiile, toți din jur au dispoziție proastă, așa că acționați calm și păstrați-vă obiectivitatea. Pești, va fi o zi destul de misterioasă, parcă toată lumea vrea să ghiciți gânduri, reușiți să vă onorați toate sarcinile care vi se pun la serviciu.